O să începem cu echipa națională de fotbal a României, meciul cu Irlanda, multe așteptări. Nu, în primul rând vrem să vedem băieții la joc, să vedem cum se comportă. Pe mine cel puțin nu mă interesează poate de mult rezultatul, cât joc. Jocul ca să ne facem o perspectivă pentru campionatul european. E de vreme pentru Edi să-și seteze așa, să fixeze niște idei sau... E de vreme, e de vreme. Sigur, el cred că are în cap deja echipa sau în mare echipa cu care vrea să înceapă, dar sigur, fiind încă foarte mult timp până la campionatul european, se pot întâmpla multe. Dar cu siguranță își va face o idee cam pe cine se poate baza. Dar față de acest lot pe care îl are acum, vor fi mai multe schimbări sau cam acesta e deja cumva? Eu am spus-o de atâta ori, eu cred că se va axa 80% pe jucătorii care l-au ajutat cu calificarea și poate 15-20% vor fi jucători noi care sunt în formă foarte bună în momentul respectiv. Accidentarea asta, ultima accidentare din lot? Da, se întâmplă, dar am înțeles că nu e atât de gravă și el poate reveni până la campionatul european. Sunt patru portari la această acțiune, la Euro, cine va ieși dintre cei patru? Cine credeți că nu prinde biletul? Eu cred că doi sunt siguri. Și mă refer aici la Moldovan și la Niță. Iar pentru al treilea va fi o luptă destul de aprigă. Și influențe foarte multe, dar sunt convins, cum îl cunosc eu pe Edi, nu se va lăsa influențat, pentru că toată lumea se autopropune la echipa națională acum. Și ca să nu mai vorbim și de președinții sau de patronii cluburilor care vreau să-și împingă jucătorii în lot, pentru că au și avantaje materiale. Dar deci, cine credeți că dintre Târnovanu și Ioani este mai potrivit să facă parte din acest lot? Păi, la ora actuală, poate a Ioanei. A greșit mai puțin, a făcut partide bune, dar s-ar putea să fie și surprize. S-a lansat ideea în spațiu media că dacă va învinge pe FCSB, Farul ar putea câștiga campionatul și va învinge totul până la finalul campionatului. Nu cred acest lucru. Nu cred. Nu cred că o echipă va putea să câștige toate jocurile, pentru că, cum am spus, nu datorită campionatului foarte puternic, ci din contră. Cred că datorită campionatului care este destul de slab, se pot întâmpla multe surprize. Dar așa de mari surprize nu cred. Din punctul meu de vedere, care este primul jucător care ar putea pleca de la FCSB în vară și care ar putea avea o ofertă, așa cum îl vedeți dumneavoastră ca valoare în momentul de față? Eu cred că foarte important va fi jucătorii care sunt la echipa națională. Ei dacă vor face o figură frumoasă la campionatul european, atunci, sigur, cota lor va crește și atunci oricine va putea pleca, Coman, Olaru, Șut și așa mai departe. Nici n-a început bine play-off-ul și deja se ascult așa, cuțitele se pun pe masă, sunt atacuri deja între echipe, acuze. Da, din păcate, e tipic românesc acest lucru. Da, mă așteptam să nu se întâmple, pentru că această presiune pusă și pe arbitri și pe anumit jucător, nu cred că face bine și nu cred că ai de câștigat. Dar de atâta timp practicăm această metodă că ne-am și plictisit de ea. Dar la domnul Șucu, vă așteptați la astfel de declarații? Chiar el spunea că nu are dovezi, dar le-a lansat cu toate acestea. A intrat în rândul proprietarilor de echipe de fotbal care sunt obișnuiți de ani de zile, zeci de ani poate, de când au intrat în fotbal să facă asemenea afirmații. Nu m-am așteptat la asta, recunosc sincer, nu m-am așteptat și trebuie să recunosc că mi-a plăcut și ultima întrebare. Păi, și dumneavoastră ați contactat un jucător care mai aveți un joc de jucat. Mă refer la... Da, la jucător de la Farul Constanța. Ei, atunci a rămas puțin blocat domnul Șucu, dar asta e, eu cred că ar trebui să se abțină, pentru că această presiune nu aduce nimic bun, se aduce mai mult antipatie decât simpatie. Arbitrajul ar putea fi o problemă în acest play-off, Varul la fel, știu că tot timpul v-ați temut, ați spus că ar putea reprezenta probleme și arbitrajul și Varul. Nu cred. Sigur că greșelile au fost, vor mai fi și cu Var, dar nu mai sunt atât de grave ca înainte, pentru că acum totuși Varul mai poate corecta anumite greșeli și important este, chiar dacă sunt greșeli, să nu fie atât de mari ca să influențeze rezultatul.
În rest, eu nu cred că cineva are interes să iasă campioană una sau cealaltă echipă. Ați urmărit atent tot ce s-a întâmplat în campionatul intern. Vi s-a părut vreun meci că ar fi blat? Nu o să mai fac blaturi. Asta sunt povești. Nu o să mai fac. Nimeni nu are curajul să mai facă blat. Asta. Nu, e imposibil acest lucru. Nu cred că se mai pot face așa ceva. Cum vi se pare acest val de intervenții cu mascați la Ultra și de la CSEA Steaua și de la Dinamo și de la Rapid am văzut? Se întâmplă? Cum ați urmărit evenimentele? Da, n-aș vrea să comentez prea mult, dar cred că s-a ajuns la o limită, pentru că a început să se exagereze cu aceste bătăi care au fost și pe stradă și nu, adică s-a depășit linia roșie, cum se spune, și cred că de aici și intervenția jandarmeriei și a procuraturii, pentru că nu este normal. Sigur, fiecare își mai susține echipa, mai exagerează, dar cred că s-a ajuns prea departe și de aici măsurile care s-au luat. Sunteți un nume mare în fotbalul românesc. Ați primit vreo invitație din partea Federației Române de Fotbal de a însoți echipa la vreun meci? Nu, n-am primit, dar cu siguranță că ei știu că în perioada aia sunt plecat în Statele Unite și de aia probabil că nu. Mă refer și la meciul cu Spania, puteți să vă trimite o invitație. Nu, dar nu sunt un mare fan a Spaniei, deci mai bine ne uităm la televizor, că e mai confortabil. Da. Legat de acest eveniment, vreau să vă mai întreb, cum e să-i premiați pe polițiști? Da, eu fac parte, sunt membru de onoare la IPA și am primit această invitație și am onorat-o cu drag. Și au fost meciuri foarte aprig disputate, deci și polițiștii dintre ei nu se menajează. Da, e un eveniment frumos și le doresc în continuare să continue cu aceste evenimente pentru că sunt frumoase. Ați făcut parte și din Ministerul de Intern, ați lucrat în Ministerul de Intern o perioadă. A fost mai bine în armată sau în MEI? Păi eu sunt pensionar MEI. În armată n-a fost atât de bine, deoarece am fost dat afară din armată și a trebuit să mă angajez la poliție, la poliția de frontieră. Da, se pare că am o relație mai bună cu poliția decât cu armata. Mulțumim! Mulțumim frumos!